Vineri dimineață, în jurul orei 5, polițiști și inspectori ai gărzii forestiere au depistat pe un drum forestier din comuna Vama un autocamion care transporta 50,12 metri cub de cherestea, fără a deține documente pentru însoțirea materialului lemnos. La volanul autocamionului se afla administratorul unei societăți care prelucrează material lemnos. Cherestaua a fost confiscată, iar șoferul a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei. Polițiștii au dispus și confiscarea mijlocului de transport. Vineri dimineață, în aceeași zonă, a fost depistat un autocamion care transporta lemn rotund de la Moldovița către Valea Moldovei. Inspectorii gărzii forestiere au constatat că volumul materialului lemnos era cu 12 metri cubi mai mare decât cel înscris în documente. Lemnul găsit în plus a fost confiscat, iar firma care a expediat încărcătura a fost sancționată cu 6.000 de lei. La acțiune au participat și lucrători ai ecolului Silvic Vama. Rezultatele acestei acțiuni trebuie să fie o avertizare pentru cei care cred că pot transporta ilegal lemnul la adăpostul orelor mici sau al zilelor de sărbătoare, a transmis șeful gărzii forestiere Suceava, Mihai Gășpărel.